în multele articole care s-au scris despre tine în presă, bineînțeles că unii s-au dus și către declarația ta de avere și a rămas așa un mister. Ce s-a întâmplat cu acele lingouri, nu? Că lingouri au fost de aur după Golden League pe care le-ați împărțit tu și... Danezul, Danezu da. Etiopian În 97, da. Da, 97 am concurat da. în Golden Four o competiție a mai îndrebat... singura care. Dar să știți, că eu, -am, știți că eu n-am conștientizat în anul respectiv, în 97, că am șansa să de Goldaforul. Nu? Nu. Uh, pur și simplu, uh, am câștigat, pentru prima oară în istoria atletismului, am câștigat titlul de campioană mondială. Mm -hmm. Celelalte colegi ale mele din atletism au câștigat titlurile mondiale în sală, dar pe pista, în aer liber a fost primul titlu, în 97, câștigat de Gabi mm -hmm. Sabo. Ceea ce a fost uh, un succes uriaș pentru atletismul românesc După care am intrat în acest Golden Four uh, Au fost patru competiții importante Mi se pare că a fost Zurichu, uh, Berlin, Monaco și... Nu mai știu, încă o cursă. Iar eu nu am conștientizat. Eu nici nu știam că alerg în Golden Four sau că la final trebuie să împărțim lingourile de aur. Da, da. Uite, și, atunci, -a da. și atunci am venit în România după o cursă și stând de vorbă cu secretarul general al Federației, cu Nea zice pe mai ai o cursă și câștigi Golden zic, Nea Naia Mărășescu. Nu Naia Mărășescu. Și zice, mărășesc. mărășesc. și zice -ce... efectiv n-am știut. Vă spun cu toată sinceritatea. Și uh... Atunci a fost o presiune pe umerii mei, zic să nu pierd ultima cursă și n-am pierdut-o, am, pierdut am câștigat-o și la final a venit primul nebiolo, care era uh, președintele Federației Internaționale de Atletism, m-a pus într-o mașină de capotabilă, am făcut turul de onoare al pistei de la Berlin și la final cu Freki Frederic și Schramel Garoș, am împărțit 20 de kilograme de, de, de aur. Restul, misterul, mai nu, puțin dar, contează. Ce s-a întâmplat este cu adică că, cum le-ai adus? Adina... Cum le adus sau cum nu, nu, le... nu, nu. Nu vă imaginați că uh, s-a dat lingourile de aur și am venit cu ele prin pe. Practic au fost într-o bancă. Au rămas în, într-o au... bancă. Ți s-a dat posibilitatea să alegi uh -huh. lingourile sau banii, uh -huh. echivalentul. Și tu ce ai ales? La momentul respectiv am ales lingourile. Ele sunt într-o bancă, înseamnă. Da. Asta e foarte clar. Sunt într-o bancă. Asta e bine, sunt safe, cum s-ar spune. Cert este, este că, că într-adevăr, lumea trebuie să înțeleagă că eu, Gabi mi-am făcut bănuții. Cu Muncii, foarte multă foarte muncă mult, foarte mult. și cu foarte multă muncă. Ce fac... Mai tălpile tale cred că știu. Nu ar vrea să vedeți. De? Ce vedeți la gimnaste sau la canotor, câteodată în palme, palme da. la noi vedeați pe picioare. Dar că eu nu mi-am arătat lucrurile astea niciodată, pentru că nu mi s-a părut de interes și nici nu mi se pare de interes să arătăm așa ceva, este într-adevăr. O parte din, din ceea ce se numește marea performanță Rămâne amprenta Și rămâne amprenta da, Doar că copiii noștri și părinții noștri trebuie să înțeleagă că sportul este o bucurie, o plăcere, mai ales la început de drum Și foarte important că având o carieră, copiii trebuie să aibă și asta în vedere Că performanța este, trebuie răsplătită și financiară Categoric Categoric. Da. Atunci când ajungi la mare performanță, trebuie să fie răsplătită cu. Trebuie răsplătită. Și vedeți că sunt acum. Noi suntem, adică și eu, la rândul meu, am fost o norocoasă în ghilimele să spunem că am putut să călătoresc mai mult, să fiu invitată la foarte multe competiții. Competițiile respective să fie plătite, pentru că în atletism s-a deschis sub Primone nebiolo, președintele Federației Internaționale, mm -hmm. care a dus foarte mulți bani, dar în atletism nu se câștiga bani. Mă aduc aminte, că în povestea doamnei Olanda Balas, că în perioada ei concura pentru un aparat de fotografie, da. care îl primea, adică și îndoborea recorduri mondiale. Și da, în perioada comunistă, într-adevăr. Șansa noastră a fost că, sau șansa mea a fost, că am prins deschiderea României, libertatea și că am putut să fost concurez. Că de